tip pretinde că strada asta, Petru Rareș, ar fi privată. Cum să nu? Și nu fi privatizată. Primarul de voluntari? Dar ce ne facem cu paza militarizată de aici? Aici doar instituții publică, din coace, apă, canal. Toate astea sunt instituții de interes public și n-are cum să fie strada de acces la ele privatizată. Mi-au spus că strada asta e privată. Știți ceva? Poate să fie strada asta privată? Nu. Da, aici e o instituție de stat, nu? Da. Ok. Și acolo e aeroportul Băneasa. Ok. Deci n-are cum să fie privată, mulțumesc. Chiar dacă ar fi fost scris că e privată, aș fi verificat. Aș fi scris la primăria voluntari să-i întreb ce-i cu viața voastră. Cum ați putut să privatizați un spațiu de acces public la atâtea case? Dar probabil hoțul strigă, prindeți hoțul. Cine fură, se teme de furat. Și încoace o fundătură. Iazul ăsta oare cui aparține? Că doar nu-o fi privatizat. Și că accesul e interzis. Unde? Peste gard sau încoace unde trăiesc oameni? Conform legii 61 din 91. Amenda-i 2 milioane. Dan lei noi. Asta e strada privată. Dar nu știm cui aparține. Și nu știu pe ce se bazează Iensu care a spus asta. Cel mai degrabă a inventat-o. Habar n-are de ce e privat. Poate și el a pus gheara pe ceva de stat și zici că e al lui. Da, măi? Și că de ce umbli pe aici și filmezi? Ești suspect. S-a furat câte ceva și bănuiala o scadă asupra ta. Pentru că am mers pe stradă cu trotineta și am filmat. Da, temei serios. Scadă bănuiala asupra mea. Dar asupra lui, când merge cu mașină bengoasă în cel mai sărac stat din Europa, nu cade bănuiala că are venituri ilicite.